Trăim într-un secol al digitalizării, al informațiilor care circulă în online, dar cu cât mai multe informații avem, cu atât riscul protejării acestora și riscul atacurilor cibernetice crește foarte mult. Și despre asta am vorbit în masterclass-ul de risk management în era digitală. În ultima ediție a Business Days-ului din 2019 la București. Și am avut interlocutori foarte variați din domeniul siguranței cibernetice, din domeniul analizei de risc, care au putut vorbi despre care sunt factorii, care sunt soluțiile, care sunt riscurile în această industrie. De la Răzvan Tudor am aflat că nu putem să evităm riscurile, contează ce facem atunci când ne confruntăm cu ele. Am aflat că oamenii tind să vorbească mai degrabă despre ce li s-a întâmplat în trecut, nu despre ce s-ar putea să întâmpla în viitor, și că un antreprenor nu ar trebui să-și bată capul cu managementul riscului la începutul afacerii, pentru că altfel riscă să nu mai facă nimic. Mihai Goran ne-a dus cu apoi atenția pe o privire de ansamblu în ceea ce înseamnă landscape-ul de siguranță, pe care l-a tratat etapizat și structurat, aș putea spune. O imagine reală a interesului pe care îl poți reprezenta tu pentru ceilalți este un alt punct de vedere important, pentru că există un risc de siguranță cibernetică, dar asta doar dacă tu reprezinți ca persoană sau ca business un potențial pentru ceilalți. Dacă are sens ca cineva să îți ia bazele de date sau să-ți hackuiască serverele. Responsabilitatea de siguranță este întotdeauna CEO-ului de asemenea, și asta pentru că el conduce business-ul și pentru că reglementările încă sunt destul de vagi, pentru care responsabilitatea este sus. E foarte important să ai o imagine despre probabilitatea de atac, ce anume se poate întâmpla, dar în egală măsură să ai și un plan de protecție deja dimensionat pe business-ul tău și pe industria în care tu funcționezi, pentru că investițiile în astfel de soluții pot fi uriașe și atunci rentabilitatea nu justifică astfel de costuri. Două idei cheie de la Georgiana Trandafir. Prima, contractele ne pot ajuta până la un punct. Ele ne pot ajuta să filtrăm partenerii de business, dar nu sunt infailibile. Și orice contract se poate modifica, nimic nu e obligatoriu, nimeni nu poate să-ți bage ceva pe gât, cu excepția contractelor de RCA, care așa cum sunt, așa e nevoie să fie implementate. Ovidiu Neghină a venit și ne-a explicat faptul că hacking-ul e o industrie, e un business în sine hacking-ul, de asta a și apărut. E un business care are un raționament financiar și poate avea în spatele lui o intenție pozitivă. Poate să vină și te atenționeze că ai o breșă în sistem, dar în egală măsură poate să aibă și intenții negative și atunci se transformă în atacuri cibernetice. E foarte important să fim atenți la e-mail. Acesta este canalul pe care intră cel mai adesea orice tip de atac. Dacă ar fi să avem un singur sfat cu care să plecăm din prestația dumnealui, acela este că o soluție simplă și la îndemâna tuturor este dubla autentificare, care merge pe absolut orice tip de cont, iar din perspectiva business-ului, siguranța cibernetică trebuie abordată ca un trio clasic, oameni, procese și tehnologii, analizate și adaptate pe dimensiunea, din nou, a industriei și a business-ului. E important, Cisco Networking Academy este o resursă în mare parte gratuită, în care veți găsi suficiente detalii și oportunități de documentare individuală despre acest subiect. PDF-uri întregi în care învățați cum anume să vă protejați singur datele. Am încheiat masterclass-ul cu Cosmin Vâlcu de la SonicWall, care ne-a spus că majoritatea firmelor mici care sunt lovite de un atac informatic nu își mai revin. Așa că faptul că suntem o firmă mică poate să fie uneori un lucru pozitiv, pentru că nu prea o să ne targeteze lumea și nu o să ne atace, dar în momentul în care se întâmplă, e dezastru, e deranj mare. Și a doua idee este că putem să creștem securitatea informatică limitând numărul dispozitivelor conectate la internet. Ar fi bine să ne întrebăm dacă chiar e nevoie ca toate dispozitivele, televizorul, boxele și alte chestii, frigiderul pe care le avem acasă sau la birou, e nevoie să fie conectate la internet. Această întrebare pe care Cosmin a ridicat-o poate să crească și productivitatea, pentru că foarte mult timp pierdem pe rețele sociale, iar o altă soluție pe care dumnealui o recomanda era aceea de a limita și accesul la informații.
informații sau accesul la internet a anumitor persoane din companie care nu au neapărat nevoie. Jobul lor nu are nevoie de internet neapărat. Iar partea bună este că riscul e o sumă de procese din punctul de vedere al lui Cosmin. Asta înseamnă că poate fi abordat secvențial și eficientizat la maxim. Cam atât despre riscul, managementul riscului în era digitală. Rămâneți alături de noi pentru că și mâine este o zi plină cu informații aici la Business Days București 2019. O seară!